Începe să fie din ce în ce mai costisitor să deții o mașină veche în România, din cauza normelor europene pe care țara noastră și le-a asumat prin PNRR. O nouă taxă îi va încuraja pe români să treacă la autoturisme noi. Numărul foarte mare de mașini vechi aflate în trafic reprezintă o mare problemă legată de poluarea mediului înconjurător. Acestea afectează negativ calitatea aerului și, conform spuselor ministrului mediului, primarii din România pun o presiune pe autorități pentru introducerea unei taxe suplimentare dedicate autoturismelor vechi. În special este vorba despre cele mai vechi de 15 ani. Se vehiculează atât o taxă nouă, cât și o impozitare din ce în ce mai mare. Poluarea este la cote alarmante, inclusiv la noi în România. Dar trebuie privit contextul. Este complicat cu pandemie, cu războiul care ne bate la graniță. Dumnezeu știe. E foarte bine că am înțeles că se schimbă foarte multe mașini și sunt și din ăștia ibride, mașini electrice. E foarte bine că se mai înnoiește parcul auto, că sunt foarte multe mașini care sunt lăsate vraiștea pe trotuar, pe partea carosabilă. E o măsură foarte bună. Cu alte cuvinte, până la finele anului vom vedea fie o nouă taxă auto, fie majorarea impozitelor pentru mașinile vechi. Nu este clar dacă efectele se vor resimți tot în 2022 sau mai avem de așteptat până anul viitor. E, până la urmă mi se pare corect, dar trebuie să mai ajute și statul și a început să ajute ca să se ia celelalte mașini, hibride și electrice și așa mai departe. Deci nu e o măsură rea și mi se pare corect ca să curățim... Să îmbunătățim calitatea aerului. La finalul anului trecut, ministrul mediului vorbea despre majorarea unor taxe pentru mașinile vechi și foarte poluatoare, întrucât în România există mai multe mașini second-hand decât noi. La negocierea Planului Național de Redresare și Reziliență, Comisia Europeană a impus României să scoată din circulație până în anul 2026 un sfert de milion de autovehicule vechi și poluante.